Suntem în locul în care s-a născut însăși istoria, cele mai vechi vestigii și credințe, o filozofie de viață și de moarte unice. Piramidele, templele, necropolele, mumiile continuă să ne învețe și să ne uimească despre modul de viață al faraonilor de acum 5.000 sau chiar 7.000 de ani sau al oamenilor liberi care au ridicat toate aceste monumente. Cele mai vechi cunoștințe de astrologie, matematică, inginerie, medicină, de aici ne vin. Dar și cele mai incredibile povești cu animale, cu pisici, cămile sau scarabei, care au luat chipul zeilor nu întâmplător, ci pentru că oamenii le-au studiat și au împrumutat din calitățile lor, le-au admirat și le-au venerat, le-au mumificat și le-au depus în mormintele faraonilor, pentru ca noi să le aflăm astăzi poveștile. Întâi ar trebui să înțelegem că aici lucrurile nu au nici început și nici sfârșit. Egiptenii, mai mult decât oricare alt popor, se gândeau și se pregăteau pentru viața de apoi, care era extrem de importantă și, fiind veșnică, nu puteai să pornești la așa un drum nepregătit. Cred că ei au fost mai curând terorizați de moarte, de perisabilitatea lumii pe care încercau să o construiască. Și atunci au trebuit să împace această perisabilitate cu o credință în lumea de dincolo. Cum puteau faraonii să devină eterni și să intre în rândul zeilor, pomenindu-li se numele și uimind lumea cu moștenirea pe care au lăsat-o? Și cele mai palpabile erau piramidele, templele și mormintele. Nimic nu era realizat doar din punct de vedere artistic, pentru plăcerea artei, nu. Toate aceste reprezentări sunt recipiente pentru forța umană, în special în lumea cea care vine din lumea de dincolo, care avea nevoie de un corp ca să se întoarcă în lumea asta. Aceste corpuri sunt statuile, sunt imaginile, sunt bazoreliefurile. Numele faraonilor erau martelate, adică bătute cu ciocanul în piatră și încadrate într-un cartuș magic pentru protecție. Egiptenii credeau că dacă inscripția în piatră a numelui unui faraon este ștearsă, și amintirea împreună cu existența lui sunt anulate iremediabil pentru eternitate. Dar totul a început în jurul și datorită Nilului, care a despărțit Egiptul în două, între viață și moarte. Egiptul este un dar al Nilului și datorită acestui Nil, dar și datorită genialității populației, minților strălucite care au reușit să creeze această civilizație, acest Nil a constituit axa vitală atât pentru civilizația materială, civilizația vie, cât și făuritoare de credințe, pentru cultura spirituală. La răsărit e lumea viilor, de unde răsare soarele și unde avem o civilizație explozivă, iar în vest e lumea morților, adică Valea Regilor, cea mai mare necropolă a egiptenilor pentru o perioadă de aproape 500 de ani, începând cu secolul al XVI-lea, înaintea erei noastre. Valea Regilor a fost aleasă datorită mediului perfect de a ascunde mormintele faraonilor, dar și datorită, poate ați văzut, poate ați remarcat, acelei movile sub formă de piramidă care acoperă colina. Și cel mai vizitat, deși nu cel mai mare sau cel mai frumos, e cel al lui Tutankhamon, care nu a fost un faraon important, dar pentru faptul că mormântul lui a fost găsit intact în anul 1922, a devenit faimos. El este un faraon minor ca importanță.
mai ales că a plecat din lumea asta de tânăr. Se pare că acest mormânt nici măcar nu este al lui, a fost construit la repezeală. Este un lucru rar să găsești un mormânt cu inventarul funerar complet, pentru că au fost jefuite de-a lungul timpului, dar cele mai multe chiar imediat după funeralii, chiar de preoți sau cei care știau de tezaurul din mormânt. Pe partea cealaltă a Nilului se află ținutul faraonilor și al zeilor, cu temple dedicate numelor și vieții lor, iar cele mai importante sunt templele de la Karnak și Luxor. Karnak este cel mai mare templu din Egipt, adică cea mai mare construcție destinată ritualurilor religioase și mai îndeplinește un record. Aici se află cel mai lung text continuu inscripționat în piatră din Egipt. La Karnak există două obeliscuri fabuloase în complexul de temple de la Karnak, cel al lui Hatshepsut și cel al lui Tutmes, dincolo de portalul al doilea. Aceste obeliscuri fiind ele însele monumente care au legătură cu atât cu zeul soarelui, sunt practic raze solare în piatră, transmise de către zeul soarelui umanității, dar și simboluri prin vârful, piramidionul din vârf, sunt simboluri ale movilei originare. Hatshepsut este cea care a reconstruit templul de la Karnak. Și tot ea a fost femeia faraon cu cea mai lungă domnie din Egipt, 20 de ani. Regina Hatshepsut a avut o domnie care a adus pace și prosperitate. A construit temple somptoase, a protejat granițele Egiptului și la Karnak ridică două obeliscuri înalte de câte 30 de metri. Tutmes al III-lea a ordonat să-i se șteargă numele mamei sale vitrege Hatshepsut din toate cartușele și din tot locul unde era pomenit pentru a-i se șterge amintirea în eternitate și ființa. La Karnak, acest templu uriaș păstrat mii de ani cu coloanele în picioare, este fabulos și dedesubtul unor planșeuri se mai văd și acum culorile originale, având norocul că razele soarelui nu au căzut direct pe picturi. Și trebuie să ne imaginăm că toate construcțiile erau pictate și viu colorate. Nici o schelă nu ar fi rezistat la o asemenea greutate și atunci se pare că egiptenii au umplut tot spațiul cu nisip ca să ajungă la cel mai înalt nivel al construcției. Aceste materiale dure, granit, bazalt, ardezie, diorit, granodiorit și chiar calcarele din carierele pe care le aveau, aceste materiale au fost destinate, datorită durabilităților, construcțiilor destinate zeilor și faraonilor defunți. Intrarea în templu de la Karnak este străjuită pe de-o parte și de alta de sfinși cu cap de berbec, aceleași creaturi care împodobeau drumul care făcea legătura cu templul de la Luxor. De la Karnak pleca o barcă divină peste Nil până la Luxor, adică vechea Teba, unde avea loc un ritual de întinerire a faraonului. Templul Luxor, construit pe la aproximativ 1400 înainte erei noastre, era și locul în care erau încoronați faraonii. Și tot la Luxor se află și singurul atelier de alabastru din Egipt. Asta din piatra din Calcar. Calcar. E asta e culoare? No problem in the world. Because in Romania, Snowing. This is original. No problem in the world. Romanian is friendly people and kind and also they love Egypt. Yes. So we feel this.
And because we feel they love, so we do same love, you know. Egyptian people really is not solid or hard people. No, it's also compliment any people come to visit. This is a very old tradition here. Yes, this is it's grandfather. Yes, it's Alabastro. Only here in Egypt. It's only here in the world, only in Luxor, Alabaster. Are you married? I am married. And you have kids? I have five. Oh, good. Yes. And yesterday, my wife is a new baby. Oh, great. Congratulations. So, your tradition will go on. Yes, inshallah. 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 Meșteșugarii și artizanii s-au așezat aici de pe vremea construcției mormintelor din Valea Regilor și ei aveau nu numai ateliere de prelucrare a alabastrului, dar și ateliere de mumificare a animalelor, activitate care se desfășura pe scară largă. În apropierea necropolelor erau și atelierele de îmbălsămat. Mumificau tot. Deci nu erau depuse aceste mumii neapărat în mormintele oamenilor. Aveau morminte speciale în care erau depuse. Deci acolo mumificarea devenise o afacere. Acolo erau crescute pisici și toate animalele în general erau crescute pentru a fi mumificate. Și așa, după o introducere mai lungă decât orice introducere, ajungem de la cioplăturile în alabastru ale zeiței pisică la pretextul poveștii noastre. Și mumiile pisicilor ne duc nu numai în temple, în casele vechilor egipteni, dar chiar și în piramide. Toate pisicile erau venerate precum zei și lucrul ăsta nu l-a uitat nici până în ziua de azi. Profită? Poate. Merită? Cu prisosință și cea mai bună dovadă este locul în care pisicile erau sacre și în care s-au scris cele mai frumoase povești cu pisici. Prima pisică a ajuns în Egipt acum mai bine de 6.000 de ani și era din rasa Mau. O rasă care a provenit din Etiopia și când a ajuns în Egipt, pisica a domnit alături de faraoni cu toate onorurile. Și când murea, era îmbălsămată și înmormântată la loc de cinste în grandioasele piramide. Pisica în egipteană este miaut. Și chiar așa se pronunță, miau. Pisica în general. Nu divinitatea. Deci ei au divinizat, să spunem, tot ceea ce au considerat că este apropiat și îi favorizează. Pisica aducea noroc, înțelepciune, dragoste și protecție celor care o venerau, iar cei care îndrăzneau să o ucidă erau condamnați la moarte. Stăpânii pisicilor care se prăpădeau, pentru că se prăpădeau și ele după 7 vieți, își rădeau sprâncenele în semn de respect și suferință. Din oscioarele pisicilor moarte se confecționau amulete care alungau spiritele rele. Bastet este o divinitate felină, pisică, pisica de casă. Ba este sufletul. Cum să nu venerezi pisica Mau când ea păstrează în ochii ei strălucirea soarelui în întuneric? Dacă ochii pisicii nu ar străluci în timpul nopții, nici soarele n-ar răsări dimineață. Plus că, în afară de asta, pisica aduce în casele oamenilor liniște, sănătate, fertilitate și mai ales bunăstare. Pentru că pisica a fost cea care a apărat recoltele bogate ale Nilului împotriva șoarecilor, șerpilor și șobolanilor. Egiptul antic avea multe animale venerate ca fiind sfinte. Oamenii se închinau la ele și le rugau să-i ocrotească și să le aducă pacea și prosperitatea. În Egipt, taurul era sfânt. Capra, oaia, broasca, crocodilul, șarpele, ibisul, șoimul și chiar blânda cămilă. A fost odată în deșert
o cămilă, o cămilă leneșă. Pentru că într-o zi a venit la ea un cățel și i-a zis: Cămilo, hai cu mine să muncim, ajută-mă să-mi apăr stăpânul de hoți și de tâlhari, să apăr oile. Și Cămila zice: nu vreau. A doua zi a venit la Cămilă un bou și a zis: Cămilo, hai să muncim împreună, omul are de arat, de săpat. Și Cămila zice: nu vreau. A treia zi vine la Cămilă un cal și îi spune: Cămilo, hai cu mine să muncim, ajută-mă să-mi duc stăpânul cât mai repede, cât mai departe. Și Cămila zice: nu vreau. E, dar tocmai atunci a trecut pe deasupra un gin. Ginul care iese din lampa fermecată și care zboară pe covoare fermecate. Și când a auzit ginul povestea asta, atât de tare s-a supărat pe Cămilă, încât a blestemat-o ca 3 zile să muncească neîntrerupt, fără apă și fără mâncare. Și, drept pedeapsă, i-a mai pus în spinare și o cocoașă. În final, să știți că v-am spus o poveste, o minciună gogonată, pentru că așa e. Cămila este unul dintre cele mai blânde, cu minți și muncitoare animale ale deșertului. Când au fost construite piramidele de pe platoul Giza, terenul nu arăta ca astăzi și locul nu a fost ales întâmplător. Valea era verde, cu porturi și bazine care ajungeau până aproape de piramide. Giza abunda în calcar. Restul materialelor se aduceau pe Nil. Fiecare piatră era însemnată ca să îi se știe locul. Muncitorii, cam 10.000 de oameni cât lucrau la o piramidă, erau meșteri cu experiență și cu dalta din cupru și ciocanul din lemn au șlefuit toate aceste blocuri de piatră. Piatra era vie și meșterii simțeau în blocul de piatră unde e piatra mai dură și unde e mai moale și se jucau cu ea cum voiau. Lucrătorii nu erau sclavi, erau oameni liberi, cărora li se oferise onoarea să lucreze la piramide și erau plătiți pentru asta și respectați de întreaga comunitate. Pe platoul de la Giza, care a fost necropola marelui oraș antic Memphis, se află cele 3 mari piramide ale lui Cheops, Chefren și Mykerinos. Pe Cheops nu-l chema Cheops, îl chema Khufu, dar pentru că așa i-au zis grecii, Cheops i-a rămas numele. Interesant este că Marea Piramidă a lui Cheops este una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Și deși este cea mai veche minune, este singura care s-a păstrat până în ziua de azi. Pietrele de la baza piramidei nu sunt aduse. Ele erau aici din stânca originală și au format un fel de temelie. Și totul a fost executat cu o precizie uimitoare, cu o toleranță de maxim 10 cm. Făceau măsurătorile cu funii nodate, se orientau după stele și colțurile indicau punctele cardinale. Sau se inunda intenționat valea pentru ca apa să traseze nivelul pietrelor care trebuiau să fie perfect orizontale. Fiecare barcă ce venea pe Nil căra vreo 30 de blocuri de piatră și fiecare bloc cântărea 1,5 tone. Ele erau ridicate pe sânii ude ca să alunece mai ușor pe rampe și piramida este grea de 6 milioane de tone. Cifrele nu sunt așa de importante și poate nici foarte exacte, doar sugerează măreția construcției. Și mai mult decât atât, piramida era placată cu marmură albă strălucitoare și nu mai era construcție mai grandioasă și impresionantă pe pământ. Egiptul întotdeauna, cred că atât timp cât va exista omenirea, va oferi ceva lumii, pentru că dedesubtul acestei țări minunate, plină de comori inestimabile și de oameni extraordinar de primitori și de prietenoși, se află o întreagă civilizație. Construită în jurul anului 2560 înaintea erei noastre, piramida lui Cheops a fost timp de 4.000 de ani cea mai înaltă construcție din lume, până ce a fost construit turnul Eiffel în 1889.
Celelalte două piramide, cea a lui Khefren, a cărui figură este de fapt chiar figura Sfinxului, și cea a lui Mykerinos, sunt construite de fiul și nepotul său, deci platoul Giza a fost inițial o necropolă de familie. Egiptenii venerau sursa vieții și a prosperității, care era soarele. O întruchipare a mișcării soarelui pe boltă este chiar scarabeul, adică gândacul de bălegar. Cum a ajuns banalul gândac de bălegar, simbolul soarelui, în Egipt? Simbolul celui mai venerat rege, Amon-Ra. E o ciudățenie însă. Egiptenii au observat cum micuțul scarabeu își rostogolește biluța de bălegar în care se află ouă, deci viață, întotdeauna de la est la vest, iar în final, din biluța de bălegar ies larvele. Deci viața continuă, viața nu se sfârșește niciodată în Egipt. Fecalele, găinațul și bălegarul erau la mare preț pentru că erau considerate leacuri cu efecte vindecătoare și folosite în fertilizări. Așadar, când se întâmpla minunea și din micuțele biluțe de bălegar la căror formă lucrau din greu scarabeii, egiptenii vedeau simbolul vieții și al soarelui, cea mai înaltă zeitate, Amon-Ra. Aceste biluțe de bălegar erau reconstituiri ale soarelui la scară mai mică și așa cum ieșeau larvele de scarabei din biluța de bălegar, așa și viața izvora din puterea soarelui. Scarabeul își depozita ouăle într-un bulgăraș pe care îl modera să fie perfect rotund și, rostogolindu-l, beneficia pe toate părțile de căldura soarelui până când ouăle se transformau în larve și părăseau bălegarul. Este foarte interesantă această insectă, care a ajuns divinizată. Scarabeul, un cărăbuș de bălegar, pe care ei l-au observat și au asociat comportamentul său cu acela al soarelui pe boltă. Ca să ajungi în grațiile zeului Amon-Ra, inima celui care murea trebuia cântărită cu o balanță după faptele pe care le-a făcut. Pe un braț al balanței se punea inima mortului, iar pe cealaltă se punea pana vieții. Dacă balanța se înclina spre pană, inima îi era ușoară și trecea de cele 12 porți până la împărăția lui Ra. Iar în locul inimii mortului îi se punea în piept un scarabeu. This is the Egyptian judgment here. You can see. Okay, here is a balance. Exactly. Here is a heart, exactly. And here is a fair. Exactly. Exactly. You are very good in history. Platoul de la Giza este încă plin de mistere. Este posibil ca dedesubt să existe camere secrete și coridoare de la Sfinx până în cele trei piramide? Egiptenii spun că la fiecare sută de ani ei oferă câte un dar umanității. În 1822 a fost descifrată Rosetta de către Champollion. În 1922 a fost descoperit mormântul lui Tutankhamon, așa că se apropie momentul ca Egiptul, cu aceste locuri și oameni minunați, să ne pregătească alte și alte comori.